piove del Disney Channel. Rosa piove del Disney Channel. Rosa piove del Disney Channel Star. Rosa piove del Disney Channel. Sute de copii, au venit la Odisi să și bine ați soldate de mi-o vedetă Disney Channel. Doar cei trei vor merge în marea finală. Vreau să fiu o vedetă Disney Channel. Aflați care din concurenții noștri vor trece mai departe și vor pleca în tabăra de pregătire unde se vor antrena cu experții noștri, un coregraf și un profesor de canto pentru șansa unică de a participa la marea finală. Be a Disney Channel Star. Cei 5 finaliști sunt Madalina, 11 ani, finalista noastră din Iași. Aș dori din tot sufletul, deci tot sufletul să câștig. Have the styles every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. Roberta, 14 ani, din Cluj. In some ways, you're just like all your friends. Îmi place să dansez, fac și sport, tenis, fac de toate. Din București, Mario, 10 ani. The best of both worlds. Îmi place foarte mult matematica și îmi place și muzică ușoară. Am participat la un festival Ceata lui Pițigoi și eram la aceeași categorie și am luat amândoi premiul în întâi. Miruna, 14 ani, din Brașov. M-am îndreptat spre jazz în ultima perioadă, On the Sunny Side of the Street, Lullaby of Birdland, mari, eu știu, Frank Sinatra. Cine nu-și dorește ca fată să devină un star Disney? Andrada, 9 ani, finalista noastră din Timișoara. You get to be whoever you wanna be. World of thoughts that it don't like me. De mică cântam prin casă și mama a spus că am de ce să nu mă duc la cantă, pentru că i-am moștenit talentul ei. Când mă duc pe scenă, îmi trec emoțiile. Hai să cunoaștem profesori. Am ales facultatea de teatru. Am început prin a preda la liceu de balet. Am ajuns să lucrez cu doamna Cristina Manoliu la corul de copii Sunetul Muzicii, unde aici am căpătat foarte multă experiență în ceea ce înseamnă lucru cu muzica, vocea și corpul în același timp. Am început ca solist de muzică ușoară. Am preluat corul de copii Sunetul Muzicii, mă ocup de Sunetul Muzicii de 15 ani. Am reușit să obțin premii și trofee. Ne putem lăuda cu trofeul Mamaia Copiilor. Mădălina, o super voce, o voce matură. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu ea. De obicei cânt piese mai sensibile în general și mai grele, dar mereu mi-am dorit să cânt o piesă pop-rock și aici am avut ocazia. Andrada este foarte perspicace și are un temperament de te ridică de pe scaun. Te pune pe jar, efectiv. Și eu îmi dau seama așa când am cântat bine sau când am falsat, ori când m-am mișcat sau chestii de acestea. Mario interpretează piesele așa cu suflet, cu patos. Mario este foarte haios, plin de energie, extrem de zbuciumat. Ce, e ok? Am obosit, știi? La. Ce înseamnă? Hai să fim nebuni! Hai să fim nebuni! Mișcare! Let's get crazy! Hai, ce zici tu? Let's get crazy! Roberta este foarte spectaculoasă, numai că ar trebui un pic să aibă grijă să nu exagereze. La Roberta am descoperit foarte multe talente într-un singur copil. Una din pasiunile mele este să cânt. Îmi place și când am o prietenă care să cânte împreună cu mine, pentru că ne simțim bine și ne distrăm. Miruna știe să asculte și să ia ce-i mai important pentru a se pune ea în valoare. Miruna are o energie extrem de vie și de dinamică. Îmi place să cânt în primul rând și dacă îmi place să cânt,
Nu știu, simt că nu e de ajuns să stau să mă uit în fața oglinzii. Simt că vreau să îmi pași cu ceilalți. Sunt sigură că o să fie o competiție destul de strânsă. Cel care va fi mai iute și mai se va aduna mai bine în această perioadă va reuși. Norocosul finalist va primi un bilet VIP la concertul Miley Cyrus din Londra, o sesiune de înregistrare profesională și un videoclip cu performanța lor de pe scenă. Rămâneți alături de noi și urmăriți pe cei 5 concurenți în marea finală Be a Disney Channel Star.